fi mai așa, mai, ce zic, mai... Ai, ai. Astăzi o să recreez pozele iubitei mele de pe Instagram, că ea are numai poze de alea așa, și mai așa, și mai așa, și mai așa. Mi-a venit mie ideea asta când am văzut-o că chiar a stat, nu mai știu cum a stat, dar o să o facem pe aia, nu, nici nu trebuie să vă arăt eu pe parcurs. Ce vă rog înainte să începem? Tata, e subscribe. Dați-mă și voi subscribe, mă, mă, capa și cura, uite cât sunteți care nu vor, nu vreți. De ce nu vreți? Am exagerat, dar m-am emoționat, de-aia am făcut așa. Și hai să mergem să facem prima poză. Să nu mai zăbovim. Dar înainte de asta avem o treabă de făcut, că casa la noi se strânge la 3 zile de asta. Băi, prima poză o luăm mai simplă așa, să nu încep de unde simplă, că erai direct balerină, nu știu cum stăteai. Aveți poza aici. Fix aici am făcut-o. Cred că am făcut un pic mai încolo, da. Dar o să facem aici. Stai așa să mă uit o dată. E bine? Mâinile par erau acolo jos? Eu știu, tu ai făcut-o. A pleacă-te și tu mai mult așa, de piciorul mai așa? Mult. Nu rezema piciorul, gen, și eu l-am dus așa. Mă rezem în partea asta sau în asta? Și piciorul al meu nu stătea jos, e întins așa, gen. Așa. Ok, click. Vai, doamne. Am uitat să vă arăt cum am ieșit bine, papușca, papușca, dar de ciorap să nu întrebați, vă rog. Nu vreau să vorbesc despre asta. Hai, mă, bebe, vino. Nu vreau. Ieși aici. Deci, ții pana aia de parcă te-ai mângâia așa pe față cu ea și te uiți în dreapta ta. Și ții capul un pic a plecat în jos și te uiți așa, senzual, dar rău, da. Tu așa ești senzuală și rea, gen. Deci mă uiți senzual, păi, dar mă uiți rău. Așa? E bine? Asta, în primul rând, așa. Și uite aici la... Deci nu stau cu mâna. Uite-te la mine, așa, gen, tragi de ea pe tine, așa. Așa? Da. Și cu asta ce fac? Nu mai știu, improvizează. Wow, stai așa? Click. E bine? Zi, bebe, dăm notă, dăm notă, dăm notă! 8 din 10. Așa forță sunt, bebe, pleznește asta pe mine, gata, haide. Ajută-mă să dau asta jos, te rog. Avem o problemă. Hai, trage, trage! Ce-i fac, s-a lipit pe mine, mai dau vreo dată jos. Așa. Mamă, ce cald ține aici. Deci așa era poza, da? Da. Bebe, și că sunt handicapat. Da. Deci zici că am... De ce ai ținut mâna așa? Și că am 15 boli jumate. Și asta, ia uite. Zi-mi, se mai compară cumva poza asta cu asta? Spune, uite, le pun unele lângă altele, da? Tu doar atât spune. Zi! Ai câștigat. Râzi, a? Ai câștigat. Viețile, eu aștept notă de la voi, că nu degeaba mă pun în bustier așa pe astea. Ia se distrează acum, râde, stai să vezi la final ce prank îți fac. Bine, și după aia îi dau și cadou, că e cam jale, dar te răunesc până la final. Te pregătești? Păi trebuie în gri, nu? Da. Ca și a făcut prințesa poza. Avem următoarea poză de mașină, cea mai recentă, cred că e bebe, nu? Da. Lipsește piezi du rezistant, așa se zice, piezi du rezistant. Ia, cum fac? Așa, bebe, da? Așa. Măi, deci ce am zis eu? Că după ce am fost femeie 24, nu, cum a fost vlogul ăla? De m-am deghizat în femeie să iau mașina lui Montre, că nu mai fac cringe-ul pe YouTube. Uite-mă pe mine, mâncați aici curata, un an jumate mai târziu. Cum stăteai, bebe, aici? Deci piciorul ăsta așa și asta așa aici, da? Da. Click. Ca pedeapsă aș pune și o poză de asta pe Instagram, dar de fapt nu pun. Nu pun, nu există. Dacă îmi dați mulți follow, mă jur că pun. Dar dacă nu, nu. Dar tu ce faci cu părul ăla? Nu te supăra, domnișoară, zici că ești aia din The Ring. Și până acum a fost joacă, acum vine greu. De ce zic că abia acum începe greu? Pentru că am venit la Ioana, fata care o machiază pe Cesima de obicei. Și aici a făcut ea un shooting mai nebun, vă las pozele aici. Și o să le facem pe toate, că doar ce avem de făcut vlogul ăsta altceva. Dacă tot m-am cringuit tot vlogul, de ce să mă opresc aici când avem o infinitate de cringe-oale de explorat? Deci ea avea în prima poză pe care o vom face, trebuie să văd poza. E așa greu, bebe, stai și tu cu o mână pe scaun și la... Da, stai, dar nu e greu deloc, eu oricum am și mobilitate de da. Naștere. Fii atent că am cotul pe scaun și mâna la cap. Deci, tu cumva stăteai așa, așa te da. Și rezem mai tu. Și gen, piciorul ăsta l-aveai așa. Ce zic ceva, mâncă, așa, bebe, că eu pot, dar trebuie să mă încălzesc un pic, știi? Ia uite ce frumos ai, reflectorul pe tine. Așa, acum, bebe. Te pun la refugă, ia uite. Wow, mulțumim, Imona. Să rugă la Ioan. Dreapta așa, da, bebe? Da. Bine, e foarte curat. Nu bebe, eu nu pot mai mult. Prezeamă-te mai mult, eventual renunță la cap, așa, așa, da. Așa. Și ridică-l un pic, așa. Stai, ia. Ia uite. Și stau așa. Așa? Eu am inventat tot omul. Stai acolo?
Oh my god. Mâine am febră aici la... Că eu sunt și sportiv. Adică vrei să zici că treaba mea nu e ușoară, ha? Huh? La mine e cel mai greu când fac poze. Că eu stau doar așa. Da. Ia cum fac eu poze, arată-te. Nu pot să cred, chiar așa e. Mi s-a pus cârcel la bucă. Pentru a doua poză trebuie să mă puțin în Egipt așa, nu? E stilul așa și așa. Nu, fără mișto, ce stil e ăsta? Nu e de șeic așa? Spic, nu știu, a fost un concept. Un concept? Deci concepte nebună care ești. Hai că zici că sunt scufița roșie. Păi și practic o să-mi acopere tot părul sau cum e asta, iubire? Încercăm, ia. Mamă, mi-ai stricat și părul, poate facem și o pozică frumoasă aici. Oricum am mai făcut eu aia cu bentița de aveam părul de... Pă bune, scufița roșie. Dar tu aveai părul prins atunci, nu? Da, da. Ține acolo, ține acolo. Țin, hai. Bă, pă bune zici că sunt handicapat. Și cum stăteai aici? Mă uitam așa, pierzător în zare. Cumva autorul voia să spună că ești mirată de priveliște. Ești că cumva... sunt mirată. Suntem acum în Egipt, pe cămilă și vedem o oază în mijlocul deșertului și trebuie să mă uit la ea, da? Uimită, gen, îmi place. N-avem mâini. Gen poza asta. E portret. Așa, și te uiteai încă așa, cu gura și deschisă. Și buzele un pic între deschise așa, încordezi maxilarul. Gata, hai. Next. Ferească Dumnezeu. Hai și la next și după aia o să mă ascund în munți după vlogul ăsta. Deci l-am pus pe scaunul de prințese, cum mi-a zis Ioana. Cavaj cu rapoastră. Haide. Să fiu o prințesă. Păi, dar ție după vlogul ăsta nu ți-e rușine așa cu mine? Dimpotrivă. Nu, exact. Dimpotrivă? Da. Când poți să faci o fată să râdă, e bine. Cum ele bune? Unde vei? Ce în asta face tot vlogul? Ia uite-l mă ce drăguț e. Eu zic că e bine, nu? Perfect, e prințesa Teodora. Și fiți atenți ce o să am pe mine, ca să înțelegeți. Ia, hai. Adică nu ne jucăm. Macklemore, dar un pic din vas lui. Ia vezi. Mamă, dar chiar e tare rău asta. Ia zi, bebe, aici cum stăteai? Trebuie să-mi arăți. Iei mâinile. Stăteai cu mine în cap? Și eram așa. Gen, te ții de cap cumva. Aha. Eu zici că mă doare capul cum stau, nu? Da. Hey. Dar fi mai așa, mai, ce zic, mai... Aia e. Super. Senzual, da? Așa. Și uite și într-o parte. Te steau de aici, acum eram eu. Hai, hai. Aia, de aia, aia zi. De mâine pe copertă la el. La el, la vecinul. Băi frate, gata, ai zis că am fost în cu totul altă parte, dar eu de fapt m-am dus să iau o pereche de iziuri. Doar că azi e 1 aprilie și aș da prima dată cutia asta goală să vedem reacția. Degeaba arăt că nu prea cred că e râsul. Hai să vedem. Ești gata? La asta n-o să te aștepți. Ce crezi că am la spate? Flori. Bebe. Ce? De ce? Deschide să vezi dacă îți plac. Oh. Ce? Și acum ce urma să-ți dau cadou, dacă... Bebe, e 1 aprilie, iubire. Uite. Bebe! 1 aprilie. Păi și ce e asta? Ne omorăm între noi. Ne facem glume. Mi-a fost o glumiță. Da, ce glumă mișto. Păi că mă bag să mă joc. Nu mai vreau nimic. Lasă-mă. De unde? Ei, au și relațiile mele. Nu pot să cred. Ce mici sunt? Băi, dacă ai picior atât. Ce frumoși sunt. Sunt fake. Am dat 2 milioane pe ei. Dar nu te-ai prins, nu? Ce nu se vede? Da. Mamă, ce ușor sunt, de azi mai greu un pic că e original. Glumesc, mă, iubire. Nu te mai cred. Glumesc, am dat o grămadă bani pe ei. Ia probează, vezi dacă-ți vin măcar. Hai, probează, ia. Deci sunt fake sau nu? Nu sunt, mă. Ți-e luam eu fake-uri. Nu te mai cred. Sunt fake, da. Dar nu se prinde nimeni. Nu sunt, mă! Uite eticheta aici, ce n-ai zis. Ce? Sunt mici. N-are cum. Da. Ia forțează. O vârful până aici și nu mai merge. Nu sunt, mă, miște-am făcălit. A, e și tu caterincoasă? N-avea cum că sunt 37. Da, cum sunt? Parte frumii. Tata, ești uscărăi?